Astăzi este sâmbătă, 16 ianuarie 2016, mă aflu în orașul Mizil, din județul Prahova, unde particip la expoziția columbofilă națională a FRSC. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un tânăr campion al acestei federații, recent venit în FRSC, da? Este vorba despre domnul Vasilic Ovidiu. De unde? Din Câmpul Lung? Câmpul Lung, la Venezia, Suceava. Ce faci, Ovidiu? Ai emoții? Puțin. Puțin, nu? Cum e? Am înțeles că e primul tău an în FRSC. Acum în FRSC, am mai zburat în 2011, unde am ieșit locul 3 național la Fond Maraton, maturi. Am avut un porumbel 0-22 se numea, a clasat 9 etape, 9 angajări, 9 clasări. A ieșit locul 3 național FRSC. Din 2011 până în 2014 am zburat în FCPR, unde am făcut și acolo rezultate. Treabă bună, nu? Exact, da? Și anul ăsta au venit toți colegii mei din Câmpul Lung la FRSC și m-au convins să vin și aici, să zbor și eu aici. Cu ce porumbei zbori? Din ce sușe? Din ce linii? Zbor cu porumbei de maraton, aduși de prietenul meu cel mai bun, Iftime Sorin. Am fost cu el în Olanda, am adus porumbei de la Roger Vișnat. Așa, sunt porumbei combinați Roger Vișnat și cu porumbei de Carteuș aduși de la Moise Din, de la Brancea. Și văd că porumbei combinați 50%, 50% au dat rezultate bune, nu? Dau foarte bune rezultate la etapele lungi. Cam cât timp îți permiți, Ovidiu, în timpul sezonului să te ocupi de pregătirea lor? Zilnic. Cu sezonului, zilnic, cam 7 ore în cușca porumbeilor. Mă ocup de ei, de antrenamente, de curățenie, de mâncare, de... Sunt cu ochii de ei, cam 8 ore pe zi. Îi antrenezi și în afara crescătoriei sau doar în jurul crescătoriei? Îi duci undeva la distanțe? Cam o dată la 2 zile îi duc la 60 de km, le dau drumul creier mulților. Individual sau la stol? La stol. La stol, nu? Toată lumea pleacă la stol. Da. Ai mulți porumbei acasă? Le țin undeva la 120 de porumbei, tot cu porumbei din reproducție. Spune câteva cuvinte acum, te rugăm frumos, despre rezultatele din anul ăsta. La ce categorie ai obținut? Câți porumbei în expoziție? În expoziție am 5 porumbei, dintre care am locul 1 AS Maraton Maturi, locul 2 AS Maraton Tineret, locul 1 AS Maraton Crescător, locul 1 Super Maraton Crescător, locul 5 Super Maraton Pasăre și locul 8 Super Maraton Pasăre. Super! Deci ai revenit cu piciorul drept, să zic, nu? Cel mare, da. Pentru 2016 ce planuri ți-ai făcut? Ce gânduri ai? Pentru 2016 încerc să duc aceiași porumbei pentru palmaresul. Și bine, înțeles, cu porumbei... Să te menții la același nivel, cel puțin, nu? Același nivel și vreau palmaresurile se ducă pentru la înțeles. Porumbei care am acum în expoziție. Spune-ne, în opinia ta, care ar fi secretul unei reușite în columbofilie? Munca porumbeii, ce părere ai? Primul rând porumbeii, calitatea porumbeilor și în al doilea rând mâna crescătorului. Contează mult, nu? Foarte. Cum stabilești, de exemplu, perechile la matcă? Îi lași la liber pedigreile? Ce importanță are? Care e importanța? 50% pedigreile, 50% aspectul fizic. Aspectul fix, nu? Urmărești o compensație fizică la ei, mascul, exact, femelă? Urmăresc foarte mult compensația fizică. Îți plac porumbei mai ușor, mai... Porumbei ușor și musculoși. Musculoși, nu? Penaje bogate, nu? Cazul. Sau? Să aibă un penaj fin, mătăsos. Foarte mult aspectul mă interesează la porumbei. Urmărești ochii, culoarea ochilor la porumbei? Împerechezi vreodată? Ai împerecheat vreodată după culoarea ochilor? Nu? Am înțeles. Eu îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu, pentru acest prim interviu pe care am reușit să realizez cu tine. Sunt convins că o să ne reîntâlnim și la anul în expoziția națională și atunci o să avem ocazia să stăm din nou de vorbă, cu siguranță. Te felicit mult pentru această mare pasiune columbofilă pe care o ai, pentru munca pe care o depui și îți doresc un an plin de reușite columbofile. Mulțumesc! Cu stimă, toate cele bune, Ovidiu!